Particularități ale reproducerii la mamifere. Resurse educaționale pentru clasa a 7-a. Mamiferele monotreme sunt singurele mamifere care depun ouă. Reprezentanții grupei sunt echidna și ornitorincul. Echidna eliberează în sezonul de împerechere un miros care atrage partenerii de sex opus. La aproximativ 2 săptămâni de la împerechere, femela va depune un ou în punga abdominală. După alte aproximativ 2 săptămâni, din ou va ieși un pui, care rămâne în punga abdominală timp de aproximativ 6 săptămâni. El va crește în această perioadă de până la 500 de ori față de dimensiunea inițială. Femela de ornitorinc depune 2-3 ouă. Incubația durează în medie 7-10 zile. Păstrând ouăle lângă abdomenul ei, femela are mare grijă de acestea. Ieșirea puiilor din ou este realizată cu ajutorul unui dinte aflat la vârful botului, dinte care apoi dispare de la pui. La naștere, puii sunt mici, măsurând aproximativ 12 mm lungime. Sunt orbi și, timp de 3 luni, se hrănesc prin lingerea laptelui de pe abdomenul mamei. Mamiferele marsupiale prezintă pe abdomen o pungă numită marsupiu. În această pungă, puii își continuă dezvoltarea după naștere. Există și specii care nu au marsupiu, cum ar fi oposumii și furnicarii australieni. Puii se vor deplasa singuri până la marsupiu sau sunt ajutați de mamă și introduși în punga marsupială. Mamiferele placentare sunt cele mai dezvoltate dintre mamifere și nasc pui complet dezvoltați. Atragerea partenerului pentru reproducere se poate realiza prin lupte între masculi, diverse ritualuri de împerechere mai mult sau mai puțin violente, dansuri de împerechere și demonstrații de forță. Puii, după naștere, sunt neajutorați, putând fi ajutați și protejați de unul sau de ambii părinți, învățând tehnici de apărare sau de procurare a hranei. Căutați informații despre perioada de gestație la alte mamifere decât cele prezentate. Menționați-le în fața colegilor. Spor la lucru!